destinația stabilită inițial. Nu e semnal deloc, dar în schimb avem așa ceva. Zona de camping, avem și mese și umbră. Zona e foarte plăcută, foarte liniștită. Ora 18 și am deschis frigiderul, temperatura e acceptabilă, dar începe să se încălzească un pic. Până acum zic eu că e acceptabil dacă o ține așa, adică ar fi sustenabilă treaba. Depinde de locurile unde campezi, dacă se poate scoate generatorul și dacă pe drum se campează în locuri unde există electricitate și se poate, știu eu, lega la 220 peste noapte. Să pun în context, pentru că am auzit pe mulți se plâng de acest tip de frigidere trivalente pe gaz, pe 12V și la 220. Al meu s-a comportat grozav de când l-am luat, n-am avut niciodată probleme. Pe gaz, la viteză mică, chiar și vara, la călduri mari, să reglez la jumătate. Da, chiar și în toiul verii, la viteză minimă pe gaz, de multe ori aveam prea multă gheață în congelator, trebuia, nu putea să mai închid ușa, trebuia să deschid frigiderul. De vreo 2 săptămâni nu mai am butelia de gaz, deci nu mai pot folosi frigiderul pe gaz. Apa asta e cea la jumate pe care am băgat-o, era călduță, pe care am băgat-o când m-am pus în pat și, nu știu dacă observați, are deja condens. Mai bine de atât ce pot să spun. Estimările mele cam așa ar fi, dacă las câteva ore cu generatorul pornit acum, spre seară, să-mi fac un pic de gheață. Până dimineață rămâne așa, mai ales că peste noapte e mai răcoare, deci n-ar fi problemă. Deci la 18:30 dau drumul la generator și inclusiv la frigider. Yeah. Tocmai am deschis frigiderul și deja aveam un pic de gheață. Am înghețat și chestiile astea. O să-i pun ușa, mai înainte am luat-o. Și o să mai las un pic, pentru că de obicei îngheață întâi congelatorul și pe urmă pleacă în frigider. Mai frig decât, mai răcoare decât dincolo. A trebuit să scot plapuma de la naftalină. De obicei mai friguros și în serca acestea las căldura un pic pornită, cât să pot să stau liniștit. Nu mai avem căldura, nu mai avem butelia de gaz. Ne mulțumim cu, mergem înainte cu ce avem, defilăm cu ce putem. Nu vă arăt prea mult de la interior, pentru că e încă e dezastru. Trebuie să mă apuc de curățare generală, să-mi plăspătesc mobilierul. După ce mă voi apuca de tinichigerie, voi termina cu sper, cel puțin. Am făcut ochi pe la 6 dimineața și sărim discute și imediat. Am putut de făcut o cafeluță și începem ziua.
gaz în autorulotă. Nu e capăt de lume, dar nasol când te grăbești, trebuie să te la fugă. Ultima vreme văd tot mai des taguri de genul ce e fericirea, nu? Și mă întreb, nu cumva fericirea ar putea fi pur și simplu chestia aia pe care o apreciem doar după ce o pierdem? Putea fi oare momentul? Poate chiar momentul la care ne punem această întrebare. Suntem fericiți și nu știm? Desigur, poate e ceva relativ și ne putem plânge, de exemplu, că e norat, că începe să plouă. Sau ne putem bucura. Mă gândesc dacă mâine e mai rău, dacă peste o lună, două, cinci, zece, un an vine ceva mai nasol, gen cum a fost și pandemia. Și da, chestii la care nu ne putem gândi deocamdată, nu le imaginăm și ajungem să apreciem până și această libertate, momentele în care am putea sta, nu știu, pe malul unui lac, lângă un râu, ca acum. Îmi dau seama, am stat aproape 5 luni de zile și mi-a lipsit această libertate, nu? Poate în aceleași momente te-ai fi gândit și la pur și simplu a sta afară în ploaie. Chestii banale, nu? Și atunci zic, de ce să nu? De ce n-ar fi aceasta fericirea? Poate n-am tot ce mi-aș dori, dar poate pe altă parte am tot ceea ce îmi trebuie. Vedeți și acum, controlez uleiul la motor, scade, trebuie să am grijă, merg cu teamă că mă poate lăsa pentru că motorul e pe ducă. Sunt o grămadă de alte probleme la interior. N-am căldura, n-am aragaz, n-am, nu, adică pot găsi o grămadă de motive pentru care să mă plâng. Dar sunt aici, sunt bine, sănătos. Nu inventez roata sau focul. Sunt doar niște gânduri aleatorii. Însă da, după aproape 3 zile încep să mă liniștesc și eu, pentru că eram destul de aiurea, obosit fizic, mental. Sincer, am și eu momente în care, nu știu, am impresia că nu o mai scot la liman, că nu reușesc, cedez, dar în principiu, când sunt în elementul meu cu autorulota, chiar și momente grele de multe ori îmi revin. Poate la un moment dat o să povestesc despre ce înseamnă așa zisul van life pentru mine și cum am fost influențat în această direcție încă de mic copil. Dacă vă interesează astfel de povești, chiar sunt chestii oarecum amuzante despre acest mod de viață încă de prin anii, știu eu, 90-2000. Când mergeam cu tatăl meu cu duba, căram marfă și dormeam deasupra pe saci de cartofi, fără pat, fără saltere. Rămâne de văzut dacă o să ajung să povestesc. De ce ți-e frică, nu scapi, nu pot evita ce am de făcut, nu pot fugi de greutăți, trebuie să-mi iau crucea în spate la un moment dat, să mă apuc de tinichigerie, așa că cu cât amân, cu atât o să fie mai greu, chiar dacă o să mai ies până dau mobilierul jos, dar deocamdată trag cât pot. O să mai stau cel mult o zi, două pe drum, după care mă întorc, mă apuc să termin măcar bancul de lucru. Ca să aveți o idee despre cât de gravă e situația, și asta e doar la suprafață, sunt daune mult mai mari pe dedesubt. E pur și simplu minunat. Aș sta aici o lună. Chiar dacă n-am semnal și nu pot să lucrez. De-a lungul timpului, multă lume m-a întrebat de ce nu
nu fac vlog și limba română. Unii dintre voi știți, poate, de canalul principal în limba engleză. De altfel, foarte multă lume m-a întrebat de locații, detalii. Am avut un proiect în care aș fi vrut să adaug toate detaliile din călătoriile mele, locații și lucruri utile. Am avut o bază de date importante pe care am pierdut-o și după care am cam renunțat. Și da, acum reîncep acest proiect separat. În principiu, ca să aveți o idee mai clară despre ce o să fie, ce o să vedeți pe canalul meu, eu nu o să vă prezint foarte mult orașe, zone populate. La mine de obicei o să vedeți locuri puțin mai retrase. O să vă prezint locații în jurul orașelor, dacă știu eu. Aveți obiceiul ca mine, poate după ce vizitați orașul, să vă retrageți undeva la periferie, o zi, două, să vă împrospătați. Locuri mai puțin populare printre turiști. Și apropo despre locații de văzut prejurul acestei zone de campare de la Sovața, aveți Lago Maggiore, o grămadă de locații, Mutarone sus, mi-ar lua cred o lună să vi le prezint toate, o să încerc pe cât posibil. Vă invit alături de noi să descoperim împreună alte locații. Nordul Italiei are mult de oferit în acest sens. Nu uitați, dacă aveți sugestii despre chestii pe care doriți să le vedeți, să le aflați, detalii pe care cu siguranță le-am omis, vă rog să-mi lăsați comentarii și văd ce pot face pentru vlogurile următoare.